Ne aflăm la școala George Topârceanu, unde fiul meu, Ianis Andrei Dumitru, a absolvit clasa 8-a, o promoție specială, deosebită, cu niște suflete mari, cu experiența unei pandemii, cu profesori care au fost aproape, s-au adaptat noilor metode de învățământ, au fost schimbați de către elevi, zic eu, și elevii au fost bine îndrumați de către profesori. Le doresc mult succes tuturor și baftă la capacitatea de peste 2 săptămâni. Cum ați simțit emoția lui Ianis astăzi când se desparte de colegii lui și cum a simțit-o dumneavoastră ca părinte? Este un pas important în viața lor, dar și a noastră. Emoțiile sunt imense. Nu poți descrie în cuvinte ceea ce simți când vezi copilul că a mai făcut un pas, a mai pus o cărămidă, ca să zic așa, la temelia vieții. Impresionant, impresionant, și pentru asta le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil asta.